Pare o vară ratată pentru mii de români care au rămas blocați în aeroporturi din toată Europa în ultimele zile, după ce mai multe zboruri au fost anulate. Reprezentanții companiei care are cele mai multe reclamații pun totul pe seama penei informatice de vineri. Unii pasageri au avut noroc și au fost cazați pentru o noapte, alții însă au fost informați că trebuie să se descurce. Sute de oameni au așteptat pe culoarele aeroportului din Alicante o veste despre zborul lor spre București, care a fost amânat de două ori. Între ei, familii cu copii mici, vârstnici sau persoane cu dizabilități. Noi nu știm în momentul ăsta ce se va întâmpla. Adică cumva trebuie să ne descurcăm singuri. Și am găsit o variantă să plecăm spre Budapesta. O să vedem, poate o să vină cineva să ne ia cu mașina. Ne-a oferit un tichet de 5 euro sau ceva de genul acesta. Vă dați seama, atâtea ore cu 5 euro în aeroport. În aceeași situație s-a aflat și un domn care ar fi trebuit să zboare de la Santander la București. S-a amânat zborul până la 8:30-9 fără înțert, după care 9:30-10 fără înțert, după care scria mare pe panouri că zborul a fost anulat. După aia fiecare să se descurce cumva pe cont propriu. Am fost nevoit să cumpărăm și să găsim alte variante, alte rute, la prețuri de cel mai mari. Compania Wizz Air susține într-un comunicat că anularea unor zboruri în ultimele zile a fost rezultatul întreruperilor globale ale sistemelor IT de vinerea trecută, iar clienții care au avut de suferit vor primi automat o rambursare de 120% sub formă de credite Wizz în termen de 24 de ore de la ora programată a zborului. Compania transmite că asigură cazarea pasagerilor ale căror zboruri au fost anulate în funcție de disponibilitatea hotelurilor din apropierea aeroporturilor. Pentru întârzierea sau anularea zborului, refuzul la îmbarcare sau pierderea bagajelor, ANPC a înregistrat în ultimele 6 luni 194 de reclamații față de operatori cu sediul în România și 606 reclamații față de companii aeriene cu sediul în Uniunea Europeană. Instituția se ocupă doar de plângerile îndreptate spre companiile cu sediul la noi în țară. Restul rămân în responsabilitatea Centrului European al Consumatorilor. În același timp, compania Tarom transmite că din cele aproximativ 600 de solicitări de despăgubiri înregistrate pentru anularea zborurilor din 8 iulie, data la care piloții au fost în grevă, 90% au fost incomplete. Compania este însă în dialog cu pasagerii pentru completarea dosarelor și realizarea plăților.